Cartea Bărbatul dintr-o zi ploioasă de John G. Domnin, capitolul 7. Dragă domnișoară Mary, tocmai am descoperit că mama a rămas însărcinată cu mine și a trebuit să se mărite cu tata. Nici nu cred că s-au iubit vreodată, pentru că tot timpul se ceartă. Se învinuiesc reciproc pentru mine. Crezi că ar fi mai fericiți dacă aș fugi? Nefericită. Dragă nefericită. Nu, scumpa mea, părinții tăi nu ar fi mai fericiți dacă ai fugi. Certurile lor sunt datorate nefericirii lor interioare, nu ție. Vor fi mai fericiți dacă vor învăța să comunice deschis unul cu celălalt. V-ar putea ajuta foarte mult pe toți dacă le ai spune ce simți. Mai scriem, scumpa mea, vreau să știu. Domnișoara Mary. A doua zi după amiază, Merle stătea la fereastră în living room și aștepta purtând o pereche de pantaloni albi și o bluză roșie. Parfumul trandafirilor se combină cu aerul curat care pătrundea prin fereastra deschisă. În ciuda confortului și intimității încăperii, sentimentele ei urcau peste atâtea piscuri și coborau în atâtea voi încât ar fi semănat cu alpii pe hârtie. Încă nu găsise o modalitate de a-i da vestea lui Shane. Trupul i se acoperi de o sudoare rece când îl văzu apărând pe motocicletă și începând să urce aleea abruptă, șerpuită. Trăgând aer în piept, ea se deschise de la fereastră și se duse în prag pentru a vedea descălecând și scoțându-și casca. Bună, draga mea!" spuse el zâmbind fără să bănuiască nimic și intră cuprinzându-i brațele și trăgând-o mai aproape. Era tentat să se topească în brațele lui liniștitoare, dar se întări pentru a respinge. Fără îmbrățișări, dacă devenim prea prietenoși, nu o să mai pot gândi limpede și avem ceva teribil de important de discutat. El își vârâ atunci mâinile în buzunarele blugilor, iar zâmbetul îi dispăru de pe chip. Sper că lucrurile nu sunt chiar atât de grave cum le faci tu să pară. După părerea mea, viața în general este gravă. Hai, intră, să terminăm odată. Îl conduse în living room și se așeză pe marginea canapeei, privindu-l nervoasă cum își pune geaca de piele pe brațul unui fotoliu. Tricoul lui era albastru, verde și alb și avea înscrise cuvintele "Salvați pământul". În cele din urmă se așeză și el în capătul celălalt al canapelei, întros într-o parte și cu un genunchi sus. Bine, dă-i drumul. Ce te macină? I-a înghițit în nod. Sunt însărcinată. Cum? Făcu el privindu fix câteva clipe, după care având drăzneala să râdă. Glumești? Shane Halloran, să nu îndrăznești să râși de mine, zise ea aruncând în el cu o pernă cu volănașe pe care el o prinse. Nu glumești? Ea scutură din cap și părul ondulat i se legănă în jurul gâtului. Punând perna deoparte, el își trecu mâinile prin păr și apoi peste ceafă. Nici nu știu ce să spun, mai dărâmat. Ca un fulg. E mai degrabă ca o lovitură în cap cu ciocanul. Dar am crezut că nu poți rămâne însărcinată. Nu pot, adică nu puteam, dar nimeni nu mi-a spus vreodată motivul, așa că doctorul meu bănuiește că ar fi vorba de ceva psihic. A fost de ajuns să fiu cu tine din nou și, spuse ea ridicând mâinile cu palmele în sus, cred că suntem blestemați, Shane. El zâmbi atunci. Iartă-mă că am râs când mi-am spus prima dată, dar încă nu realizasem, spuse el, după care își ridică privirea spre ea. Probabil că știi acest lucru de câtva timp. De ce nu mi-ai spus imediat ce ai început să bănuiești? Nu ți-am ascuns nimic, am aflat doar când am primit rezultatele, cu o zi înainte de nuntă. Nu ți-am spus nimic ieri pentru că nu voiam să stric acea zi deosebită din viața lui Ellen și pentru că nu acceptam nici eu însă-mi ideea și nu știam cum să spun, zise ea și se strâmbă, nici acum nu știu, dar da, e ceva într-adevăr șocant. Îndreptându-se pe canapea, Shane își săltă un picior peste genunchiul celuilalt, jucându-se cu tivul blugilor încruntat. Apoi, încet, încet, un zâmbet începu să-i apară pe buze, lărgindu-se din ce în ce mai mult. Își ridică privirea. Știi, într-un fel e o chestie minunată. Minunată? Dorința-i să-ți bătu un piept. Doar dacă... Dar cum? Există o duzină de argumente care arată că nu-i deloc minunat, spuse ea cu tristețe și... Ridicându-se, se duse la fereastră, simțind răcoarea în ciuda faptului că afară ardea un soare băratec.
Shane se ridică și el și se duse lângă ea, sprijinindu-se cu un umăr de pe vasul ferestrei. Am crezut că ți-ai dorit întotdeauna să rămâi însărcinată și să fii mamă. Neputința, sentimentele amestecate și nedreptatea paradoxală a situației se simțiră în glasul ei. Bineînțeles că am vrut, mai mult decât orice altceva, dar asta se întâmpla când aveam 20-30 de ani. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat acum 10 ani sau chiar acum 5 ani, aș fi nebunit de bucurie. Dar totul e altfel acum. Mai presus de toate, nu sunt căsătorită, nu am nici familie care să mă ajute. Nu că ar fi fost cine știe ce ajutor când începu să râdă deodată. Nu sunt sigură că aș fi o binecuvântare pentru un bebeluș. Ce fel de mamă aș fi? Sunt domnișoara Mary, de atâta vreme, încât m-am transformat într-o fată bătrână universală. Tulburarea îi îmbujoră obrajii palizi. Și cu doamna Mary, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu ea dacă oamenii vor afla că sunt însărcinată? Hei, voi zeilor, ați văzut ce încântat a fost Valerie Valerto când a descoperit-o pe Ellen? Gândește-te numai ce s-ar întâmpla dacă m-ar vedea așa, spuse ea, făcând un cer mare în fața burții. Parcă și văd titlurile domnișoara Mary însărcinată din nou, de același bărbat. Și să nu crezi cumva măcar o clipă că șefii mei de la sora mai mică n-or să observe și ei, ca să nu mai vorbim de părinții tinerelor mele admiratoare. Shane îi ascultă în tăcere tirada, încruntat, mușcându-și buza de jos, iar când i-a făcut o pauză spuse: da, s-ar putea să fie o complicație. Două, acolo. Ea abia l-a auzit, fiindcă o altă problemă îngrozitoare făcu să-i dispară culoarea din obraj. Dar nu atât slujba mă îngrijorează, cât faptul că am aproape 40 de ani, spuse ea, cuprinzându-se cu brațele. Timpul meu biologic s-a dus. S-ar putea întâmpla o mulțime de lucruri, care mai de care mai înspământător. Shane o luă pe după umeri și o întoarse cu fața spre el. Sarcina e periculoasă pentru tine, draga mea? Nu cred că aș suporta să ți se întâmple ceva. Ea-și desprinsă brațele și alunecă îngrijorarea cu un gest din mână. Nu, nu, n-am nimic. Jur că am făcut toate analizele posibile săptămâna trecută și rezultatele arată că sunt perfect sănătoasă. El o privi cu atenție. Mie nu mi se pare că ești chiar așa sănătoasă. Ochii spar două pete negre pe chip. Ea-și lăsă capul în jos și scutură părul auriu deschis pentru a-și ascunde paloarea. Arăt așa pentru că mi-a fost rău 4 luni și n-am închis ochii de când m-am dus prima oară la doctor. Mary, de ce nu mi-ai spus că nu te simți bine când am vorbit la telefon în toate aceste luni? O întrebă el, de liniștea făcându-l să pară nervos. N-am știut nimic până când ai leșinat atunci la cine. El privi și bărbia îi tremură ușor. Cum te-ai fi așteptat să-ți vorbesc despre problemele mele fizice? Aproape că nici nu ne cunoșteam, dar suntem amanți. Shelly ridică bărbia, forțându-o să se uite la el. Ascultă, o să am grijă să ai cei mai buni doctor și cea mai bună îngrijire medicală. N-o să lasă ți se întâmplă nimic, dar am deja cel mai bun doctor. Merg la el dintotdeauna și nici prin cap nu trece să-l schimb, spuse ea și îndepărtându-se de el, încercă să-și recapete stăpânirea de sine. Nu pentru sănătatea mea îmi fac griji. Stau tot timpul și mă gândesc ce ar trebui să fac în legătură cu sarcina. Ce ar trebui să faci? Ce ai putea să faci altceva decât? Și se opri brusc, dându-și seama că existau mai multe posibilități. Trase adânc aer în piept și spuse: e vorba de ceva mai mult decât o sarcină, Mary. E vorba de copilul nostru. La ce te gândeai mai exact? Copilul. Merle refuzase să se gândească la acest aspect. Nu putea. Nu când simțea atât de mult că nu era bine să aducă o ființă prețioasă și inocentă într-o viață fără o familie solidă. Regretul și dorința au făcut să explodeze cu amărăciune. Exact la ce mă gândeam când eram însărcinată cu Ellen. Deodată, durerea și amărăciunea pe care le îngropase cu atâta vreme în urmă ieșiră la suprafață, adăugându-se cu îngrijorări. Își încrutișă brațele în jurul mijlocului, simțindu-se din nou ca o fată de 16 ani speriată și părăsită. Shane, se întâmplă iar. Nu, nu cred că am să suport să trec din nou prin tot ce am trecut. A fost prea greu când a trebuit să... Izbucni în lacrimi și trupul-i fus guduit de suspine.
Ah, Mary, iubita mea, spuse Shane, luând-o în brațe și strângând-o, mângâind-o pe spate, până când ea scăldă în lacrimi cuvântul pământ de pe tricoul lui. Mary, nu, gata, nu mai plânge așa, nu-ți face bine. Hai, gata. Încet, încet, furtuna trecu și ea se rezămă de el, tremurând în timp ce ultimile suspine se transformaseră în icneli și sughițuri. Își lipi fața de bătăile puternice și constante ale inimii lui. Sunt atât de derutată și speriată. Toată viața mea a fost o aiureală și habar n-am ce să mai cred și ce să fac. Mary, de data asta nu mai e singură, spuse el plimbându-și buzele peste fruntea ei, cu mâna mângâindu-i părul. Am intrat în situația asta împreună, draga mea, și vom avea grijă să o rezolvăm tot împreună. Va fi totul bine, îți promit. Aș vrea să te cred, dar, spuse ea și oftă cutremurându-se. Fără dar, draga mea, într-un fel sau alt o să găsim o soluție rămânând în frunte. Stai numai așa să vezi, zise el și mâinile găsiră și numărară coastele. Mary, ești ca o păsărică fragilă în brațele mele. Nu cred că te-am văzut mâncând ceva aseară la nuntă. Cât ai mâncat ultima oară ca lumea? Nu știu. Nu pot să mănânc nimic. Am stări de greață, de... nici nu mai știu de când. Parcă de o veșnicie, spuse ea, și lacrimile începură să-i curgă din nou. Cred că arăt ca o vrăjitoare. Shane își trecură degele sub bărbia ei și ridică fața. Mie mi se pare că ești mai frumoasă ca oricând. Mereu spui asta. Cum să cred măcar un cuvânt? Contează cum arăți? Mie nu-mi pasă, spuse el, sărutându-i lacrimile de pe gene. Hai, du-te și spală-te pe față. Aranjează-te, iar eu, între timp, voi găsi bucătăria și îți voi pregăti ceva de mâncare. Nu te uita la mine, am încă ochii umflați, spuse Merle, intrând în bucătărie peste un sfert de oră, fardată și cu părul pieriat. Arăt groaznic, mai rău decât ceva spălat de valuri, spuse el vesel, după care se lăsă în jos și râse când i-a vrut să-l apuce de nas. Hotărăște-te, draga mea, adineauri te-ai supărat că spun tot timpul că ești frumoasă. Ea izbucni atunci într-un râs natural, ceea ce nu se mai întâmplase parcă de luni întregi. Dacă ai învățat să fii mai moderat, dragul meu, poate că n-am dat tot timpul de probleme. Sunt moderat deja, vezi? Nu-ți răspund. Nu încep să mă cert, oare? Ea râse din nou. Nu o faci atâta timp cât țin eu gura închisă. El zâmbi și o conduse apoi în camera de lângă bucătărie, oferindu-i un scaun. Stai jos și simte-te ca acasă. Merle se așeza ascultătoare pe marginea scaunului, dar stomacul îi se răzvrătea la gândul mâncării. Să nu te simți jignit dacă nu poți să mănânci nimic. Ai încredere în mine, spuse el, așezându-i în față un șervețel pentru farfurie, dacă muci un șervet. În familia mea se întâmplă mereu ca una sau două femei să fie însărcinate și chiar când nu sunt, nu mai despre așa ceva vorbesc, astfel încât am prins și eu câte ceva din zbor. Luând o felie de pâine prăjită din aparat, o tăie în sferturi și o unse cu gem, după care o puse pe o farfurie în fața ei. Niciun ceai, nici o cafea, nici un alt lichid până când înghiți asta. După aceea, cântăm după ureche. Stând în fața ei, își propti bărbia în pumn și se uită pe fereastră. Din moment ce casa ta a rămas în vârful dealului, înseamnă că treaba cu plasticul întins a funcționat. A trebuit să faci niște terase cu piloni care să țină pământul înainte să vină iarna. În timp ce el discuta de unul singur, Merle încercu să ia o înghițitură din pâinea prăjită. O înghiți fără probleme, așa că mai mușcă de câteva ori. Ăsta e unul din avantajele unui case plutitoare. Rămâne pe loc, continuă el, doar dacă nu se face vreo gaură. Bineînțeles, asta ar putea da naștere unor surprize cu adevărat neplăcute. Și cu tremurile sunt interesante, zdrang, zdrang, pliosc. Mai rău decât un cutremur local ar fi unul ca în Alaska, de pildă, care ar putea stârni o tsunami. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, aș putea să ajung chiar în curtea ta. Știai că ultima dată când s-a anunțat un tsunami, oamenii au dat fuga pe țări să vadă valul de flux? Câtă prostie! Merle zâmbi util de grijile pe care le avea de atâta vreme.
termină pâinea prăjită și simți un început de poftă de mâncare. Cred că aș mai mânca una, dacă mai îmi pregătești. Dorința ta e ordin pentru mine, spuse el și se duse în bucătăria de al cărei tavan atârnau cratițe din alamă. Deasupra chiuvetei se afla o fereastră de seră plină cu iedere și violete africane. Ar fi bine din partea mea dacă aș spune că ai o casă frumoasă, întrebă el, continuând să facă conversație ușoară. Domnișoara Mary câștigă probabil destul de bine. Destul, dar nu nemaipomenit. Nu am avut pe ce să-mi cheltuiesc banii în afară de casa asta, spuse ea, încruntându-se gânditoare și simțindu-și stomacul încordat. Cel puțin până anul ăsta s-a descurcat foarte bine, dar nu știu ce se va întâmpla cu domnișoara Mary de acum înainte, cu atât mai puțin cu casa mea când, dacă... Draga mea, hai să nu ne gândim la necazuri înainte ca ele să apară. Nu e singura, a uitat? Shane, trâncănit despre o mulțime de subiecte, în timp ce Merle mâncă încă 3 felii de pâine prăjită și bă un pahar cu suc de mere. Mai bine te oprești cât mai poți, spuse el, strângând totul și reașezându-le la loc. Așa, acum poate că ar trebui să ne gândim metodic la problema asta noastră. Întâi și întâi, când trebuie să vină bebelușul. Bărbia ieși înainte brusc, de parcă o lovise cu acel cuvânt, bebelușul. Noțiunea aceea părea atât de ireală, încât aproape că nici nu o realiza. Când? Nu știu. Dar numai odată aș fi putut rămâne sărcinată, la sfârșitul lui martie, când am... Deodată, un gând îi trecu prin minte. Se aplecă înainte și îl privi în ochi. Shane, te rog să mă crezi că numai tu ai fi putut să... El se întinse peste masă și atinse fața. Mary, măcar atât a reușit să te cunosc. Acest lucru s-a întâmplat numai pentru că suntem deosebiți împreună. Ea zâmbi ușurată și puțin tristă. Nu știu sigur dacă suntem deosebiți sau îngrozitori. S-ar putea să fie un amestec, admise el. Dar oricum, dacă e de la sfârșitul lui martie, spuse el și numără pe degete, înseamnă sfârșitul lui decembrie. Copilașul nostru va fi un micuț capricorn. Ce zici de asta? Capricorn? Se încruntă, nevrând ca el să-i fi dat copilului o personalitate. Făcea ca totul să fie mai greu. Hotărârile pe care trebuia să le ia ar fi fost mult mai simple dacă se gândea că era vorba doar de o sarcină. El se întoarse atunci într-o parte, își întinse picioarele, își sprijini un cot pe spătarul scaunului și celălalt pe masă. Bine, hai să vorbim despre posibilități, spuse el privind-o sfidător. Care sunt acestea, în afară de cea evidentă? Merle se întoarse și se uită pe fereastră. Păi, sarcina are mai mult de 4 luni și doctorul mi-a spus să mă hotărăsc cât mai repede dacă vreau să continui cu asta. Shane își trăse picioarele și se îndreptă, împreunându-și mâinile pe masă. Doar nu te gândești să întrerup sarcina. Nu știu, strigă ea. Deși o făcea să-i vină rău, o întrerupere era cel puțin ceva la care ar fi trebuit să se gândească la vârsta ei. Nu mai știu ce e bine. Shane îi privi încruntat mâinile câteva clipe, după care se uită la ea. N-ai întrerup eu numai de dragul comodității, nu? Toate sentimentele ei contradictorii o făcură să se năpustească asupra lui cu o furie irațională. Comoditate? Este o hotărâre teribilă pe care trebuie să o iau. Cum îndrăznești să crezi că aș putea să o fac cu ușurință și din egoism? Îl privi cu ochii negri arzând. Pentru informarea ta, cred că nu există ceva mai trist decât să aduci pe lume un copil nedorit. Dar acest copil nu este nedorit, spuse el, împingându-și capul înainte. Am contribuit și eu la asta, așa că am și eu niște drepturi aici. Să știi, dacă tu nu dorești acest copil, eu îl doresc. N-am spus niciodată că nu-l doresc, exclamă ea furioasă. Nu mai putea ascunde adevărul. Dorea copilul mai mult decât orice altceva pe lume. Dar ar însemna să fiu nebună, să încerc să fiu părinte unic, fără să mă gândesc la viitor. Trebuie să cântăresc fiecare posibilitate și să încerc să-mi dau seama ce-ar fi mai bine pentru copil, ca și pentru mine, de altfel.
pentru numele lui Dumnezeu, Shane, gândește-te!" strigă ea cu disperare, ca pentru a-și aminti, și Sieș, nu numai lui. Voi avea 60 de ani înainte ca el să fie matur. El își ridică bărbia. Ei bine, eu nu am de gând să fiu tot tânăr la 60 de ani și nu-mi fac niciun fel de probleme, dacă ar fi să-l crești singur. Ce-ar fi să-l naști și să mi-l dai mie?" Merle îl privi cu dușmănie și își atinse posesiv burta care începea să se rotunjească. "Stai să văd dacă înțeleg bine. Sugerezi cumva că eu să duc sarcina și să nasc ca o mamă surogat pentru tine? Pun pariu că ai spune cu totul altceva dacă ar fi să te îngrași și să te simți tu rău. Mi-ar plăcea să ascult ce explicație le-ai oferit clientelor tale, judecătorilor și juraților." El se făcu roșu când ai auzit provocarea. "Dacă sunt sigur de ceva, atunci acest lucru este că dacă aș fi însărcinat, la reputație m-aș gândi în ultimul rând." Ea lovi în masă cu degetul. "Să spun ceva, domnule drepturi egale, Halloran. Să zicem că duc sarcina la bun sfârșit," zise ea și ezită când își dădu seama de realitate. Nu numai că dorea acel copil, dar era și adevărat, era al ei. Ochii se încustară într-o expresie aprigă. "Mai bine mor decât să-ți dau copilul meu." El se-a plecat atunci înainte și se încruntă. La naiba, Mary, mai tras pe sfoară cu copilul, dar acum refuz să renunț și la asta. "Tu ai fost tras pe sfoară?" făcu ea ridicându-se și tremurând de furie. Se sprijină încheieturile degetelor. "Ai tupeu, Shane Halloran. După ce mi-ai făcut asta nu odată, ci de două ori." Sări și el în picioare, răsturnând scaunul. "Ce vrei să spui? Ce ți-am făcut? E nevoie de doi, știi foarte bine." Urmară câteva clipe de liniște. El trase aer adânc în piept și își relaxă umerii. "De ce naiba o țipa așa la tine în astfel de momente?" Merle îl privi respirând pe gură în timp ce se calma încetul cu încetul. "Poate pentru că eu te-am provocat," spuse ea și clătină din cap cu tristețe. "Ah, Shane, de ce nu putem discuta absolut nimic fără să explodăm?" "Singura scuză pe care o pot găsi este că demonii din mine au vorbit din nou," spuse el trecându-și ambele mâini prin păr. "Încep să cred că am nevoie de un vrăjitor." Ocoli masa, o luă pe Merle în brațe și o sărută pe frunte. "N-ar fi trebuit să încerc să te intimidezi. Totdeauna am fost de părere că nimeni nu crede mai mult în drepturile individului, ale tale în acest caz," spuse el, zâmbindu-i trist. "S-ar părea că am descoperit că drepturile egale sunt mai ușor de susținut când nu mă afectează personal. Îmi primești scuzele?" "Numai dacă le accepti și tu pe ale mele," spuse ea, cuprinzându-i mijlocul și lipindu-și fața de pieptul lui. "Nu știu de ce am încercat să te contrazic. Este ultimul lucru din lume pe care aș vrea să-l fac. Am nevoie de tine, Shane." "M-am simțit atât de singur în fața hotărârilor pe care trebuie să le iau." "Dacă ajută la ceva, aș vrea să spun că, datorită faptului că sarcina este ceva ce se petrece în organismul tău, ai tot dreptul să decizi ce să faci. Eu voi fi de acord cu tine, indiferent de situație." Merle își ridică privirea și se uită la el, studiindu-i maxilarul, felul cum părul începuse să îi se rărească pe la tâmple, forma nasului, ochii tandri. Era fața unui bărbat puternic, unui bărbat iubit, tatăl. "Shane, am vorbit despre a lua o hotărâre, dar n-aș fi putut suporta niciodată să..." Se opri, temându-se și exprime visul, dorința, nevoia în cuvinte. "Îmi doresc acest copil cu disperare, mai mult decât ți l-ai putea dori tu vreodată." El răsuflă ușurat. "Mary, draga mea, Ea îl făcu să tacă, atingându-i buzele cu degetele. "E prea curând să sperăm, cu mult, cu atât mai puțin, să ne lăsăm copleșiți de emoție." Apoi, desprinzându-se din brațele lui, se așeză pe scaun și își sprijini coatele pe masă, frecându-și fața. "Și nu putem exclude ipoteza unei întreruperi până nu-mi fac amniocenteza." "Ah," făcu el pălind odată. Merle se uită la el. "Ce s-a întâmplat?" El încercă să zâmbească. "Știu că pare o prostie, dar mi-e teamă de injecții și de tot felul de chestii din astea.
Bănuiesc că e din cauza timpului petrecut prin spitale. Merle îi acoperi mâna de pe masă. Când ai fost rănit în război, trebuie să fi fost groaznic. Ochii ei erau întrebători, gândindu-se la toate acele lucruri care făcuseră din el bărbatul care era acum. Spre surprinderea ei, o urmă de furie îi apăru pe chip, după care îl auzi spunând încordat: s-a întâmplat cu foarte mult timp în urmă și nu are nicio legătură cu prezentul. Ea își retrase mâna. Iartă-mă, n-am vrut să-i scodesc. Știu că n-ai vrut, dar... Își frecă degetele de maxilarul aspru și schimbă subiectul. Când o să faci analiza asta? Mâine, la ora 1. Doctorul Shapiro vrea să o fac cât mai curând posibil, în caz că trebuie să... Știi tu. El ezită puțin, după care o întrebă: ai vrea să vin și eu cu tine? Merle se luptă cu sine, vrând să spună da. Îl voia și avea nevoie de el, dar expresia de pe chipul lui o făcu să se sacrifice pentru el. Îți mulțumesc că te-ai oferit, dragul meu, dar acum sunt o fetiță mare și mă pot descurca și singură. El păru recunoscător. E bine că ești o fetiță mare, pentru că se pare că eu nu sunt un băiețel foarte mare. E foarte trist că sunt atât de copileros la 41 de ani, încât să nu-ți pot ține mâna ca să-ți înfingă un ac micuț. Nu-i un ac micuț, ci unul foarte mare, spuse ea și zâmbind, văzându-i mutra. Numai Dumnezeu știa că își avea și ea slăbiciunile ei. Faptul că și Shane avea una îl făcea să pară mai uman, mai mic, decât dădea impresia. Știi ceva? Spuse ea apoi, strângându-i mâna, poți ispăși pregătind cina pentru mine. Poate pâinea ta prăjită sau discuția sau ambele mi-au tăiat greața și acum mor de foame. S-a făcut, spuse el, ducându-i mâna la buze. Vă mulțumesc pentru ascultare și nu uitați să apăsați butonul de abonează-te, butonul de like, clopoțelul și să-mi lăsați un mesaj. Pe curând!